Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Munteanu, bun găsit la 7 zile în Argeș, emisiunea sinteză evenimentelor săptămânii care s-a încheiat. Autoritățile din Argeș sunt pregătite pentru preîntâmpinarea eventualelor îmbolnăviri cu coronavirus. Reprezentanții Consiliului Județean, cei ai prefecturii, reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Argeș, dar și ai altor instituții, s-au întâlnit marți de urgență pentru a vorbi despre măsurile luate în această situație, la nivel de județ. La Consiliul Județean a avut loc o conferință de presă comună organizată de Consiliul Județean și instituția prefectului pe tema acțiunilor necesare și măsurilor pentru pregătirea în situația apariției de cazuri de infecție cu noul coronavirus. Autoritățile din Argeș susțin că sunt pregătite pentru riscul extinderii epidemiei de coronavirus în România, un risc din ce în ce mai crescut după declanșarea focarului din nordul Italiei, zona în care trăiesc foarte mulți cetățeni români și care în această perioadă vin în țara noastră. În județul Argeș există două locații de carantină. În această etapă, cerința a fost să identificăm astfel de spații care sunt cât de cât izolate de comunități. Sunt niște cerințe deocamdată minimale în sensul existenței apei, curente, căldurii, toate lucrurile acestea și, în mod special, existența unui punct sanitar în fiecare cameră, pentru că în situația în care va fi nevoie, persoana va fi izolată în camera respectivă și atunci trebuie să aibă aceste condiții minimale. Iar atât tabăra de la Mușoara, cât și cabana de acolo au aceste camere care îndeplinesc aceste condiții minimale. Sigur că în această perioadă, sub coordonarea Direcției pentru Sănătate Publică, se vor identifica toate aceste elemente. Noi în acest moment avem echipamente minime pentru eventualitatea în care ne vom confrunta cu primele cazuri, iar pe măsură ce trec zilele, noi ne vom asigura că din bugetul Ministerului Sănătății vom avea la dispoziție toate echipamentele necesare pentru astfel de situații, pe măsură ce vor apărea. În același timp, directorul Direcției de Sănătate Publică Argeș, Sorina Honțaru, a ținut să transmită faptul că în Argeș nu există niciun suspect și niciun caz confirmat de coronavirus. Sorina Honțaru a transmis că persoanele care vin din Italia, dar nu din cele 11 localități, intră în izolare la domiciliu și niciuna dintre aceste persoane nu va fi numită suspectă. Problema este următoare. Persoanele care vin din China continentală și din cele 11 localități din Italia intră în carantină, dar nu la noi în județ. Intră în carantină în județele de graniță, numai dacă va fi depășită capacitatea lor, se vor lua măsuri, deci nu vor ajunge imediat la noi în județ, pentru că se evită transportul de la județul unde a intrat până la județul de origine, unde și are buletinul. Deci carantinarea se va face în județele de graniță. Deci, deocamdată, județul Argeș nu avem graniță și deci nu vor intra în carantină. Celelalte persoane care vin din cele două zone afectate din Italia, dar nu din cele 11 localități, intră în izolare la domiciliu. Izolarea la domiciliu știm cu toții ce implică. Rugămintea mea este să nu mai folosim termenul de suspect. Niciunul nu este suspect până nu apare simptomatologia și vine într-un context epidemiologic. Pentru că altfel riscăm să panicăm populația. Noi, la acest moment, nu avem în România și în județul Argeș niciun suspect, niciun confirmat. Ca să fie lucrurile foarte clare, restul, tot ce s-a auzit, sunt alarme false. Deci nu avem niciun caz pozitiv și niciun suspect în țară și în județul Argeș. Mesajul care noi trebuie să-l dăm cetățenilor și vă cerem ajutorul dumneavoastră este acela de a nu panica, pentru că nu suntem într-o situație de panică în România. Suntem în alertă, pentru că este o situație în context internațional, dar nu avem probleme în momentul respectiv în România. Atât autoritățile centrale, cât și autoritățile locale, și aici locale numesc tot ce înseamnă într-un județ, suntem pregătiți să gestionăm aceste cazuri. Izolarea la domiciliu, cât și persoanele care vor intra în carantină, intră ca persoane sănătoase. După ce în prealabil au trecut un filtru, atunci când intră în țară, că se cheamă aeroport, că se cheamă vamă, e o altă discuție. Rațiunea pentru izolare și pentru carantină este aceea ca, Doamne ferește, să nu dezvolte în perioada de 14 zile simptomatologia și trebuie monitorizat. Dar foarte important este că cel care îmi stă izolat la domiciliu sau care îmi stă în carantină, intră acolo ca persoană sănătoasă și nu ca pacient.
5 argeșeni se aflau miercuri în carantină în capitală. Aceștia au fost în zonele afectate din Italia, dar în Argeș nu este nicio persoană, ci doar oameni izolați la domiciliu și monitorizați. În țară miercuri a fost confirmat primul român infectat cu coronavirus. Autoritățile argeșene au făcut apel la calm și cer în continuare populației să respecte măsurile minime de igienă în această perioadă. Coronavirusul a afectat mai multe țări. Acum, lumea întreagă pare amenințată de virusul ucigaș și în țara noastră sunt luate măsuri fără precedent. Sunt luate măsuri de prevenție peste tot, mai ales pe aeroporturi. În mijloacele de transport în comun sunt efectuate acțiuni de dezinfecție, dar și în instituțiile publice unde angajații intră în contact cu publicul. La nivelul județului Argeș, autoritățile au făcut apel la populație să nu se panicheze și au declarat că sunt pregătite pentru preîntâmpinarea coronavirusului. Pe de altă parte, au vorbit despre situația argeșenilor care se întorc din țările afectate de acest virus. Situația despre care spun că este monitorizată de DSP Argeș. În momentul de față sunt 5 persoane care sunt în carantină la București, iar alți 52 de argeșeni sunt izolați și monitorizați la domiciliu. 3 dintre aceștia au venit din China, iar 49 din Italia. Persoanele care vor să-și anunțe sosirea în județ pentru a primi recomandările necesare o pot face la următoarele numere de telefon: la 0248-211-775, 0248-224-015, interior 183, între orele 8-16-30, dar și la 0766-075-165, între orele 16:30-8. În același timp, autoritățile spun că foarte important este acum ca populația să țină cont de o serie de măsuri minime de igienă. Vineri, Direcția de Sănătate Publică Argeș a prezentat ultima statistică referitoare la virusul din China. 6 argeșeni se află în carantină în capitală și 122 sunt monitorizați la domiciliu. Niciun caz de coronavirus în Argeș. Potrivit datelor oferite de reprezentanții prefecturii Argeș la sfârșit de săptămână, respectiv vineri 28 februarie, la nivelul județului Argeș nu există persoane în carantină. Sunt însă 6 argeșeni în carantină la București și 122 de argeșeni izolați și monitorizați la domiciliu. De asemenea, autoritățile susțin că toți argeșenii care vin din Italia, atât din cele 12 localități afectate de coronavirus, cât și din zonele limitrofe, vor fi izolați la domiciliu. Datele arată că zilnic, între România și Italia, călătoresc peste 4.000 de români, șansele fiind mari ca majoritatea acestora să fie argeșeni. Reamintim faptul că miercuri seara a fost confirmat primul caz în România, respectiv în județul Gorj. Este vorba despre un bărbat care ar fi intrat în contact cu italianul în vârstă de 71 de ani care a vizitat România. Cu ocazia Zilei Protecției Civile în România, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Argeș, a avut loc un ceremonial militar emoționant. Cu această ocazie, reprezentanții ISU au ținut să prezinte autospecialele și echipamentele necesare transportului unei persoane care a trecut prin zone considerate cu risc pentru sănătate. Pe lângă prezentarea acestor măsuri de precauție, au fost înmânate și cheile unei autospeciale de intervenții pirotehnice. Pe 28 februarie se sărbătorește în România Ziua Protecției Civile, moment marcat de ISU Argeș în prezența autorităților locale. Bună ziua! La acest aniversar, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș a primit din partea Consiliului Județean Argeș cheile unei noi autospeciale. Este o autospecială de intervenții pirotehnice. Anul de fabricație al șasiului este 2019. Este achiziționată de către Consiliul Județean Argeș. A avut o valoare de achiziție de 203.000 lei. Este adaptată pentru a merge pe traseu accidentat, pentru drumuri grele. Și în dotare are un bunker care permite transportul elementelor de neexplodate din timpul conflagrațiilor mondiale. Asigură o protecție sporită atât celor care execută misiunea, cât și persoanelor civile. Pe fondul unei panici scăzute în spațiul public referitoare la coronavirus, autoritățile locale de intervenție au ținut să asigure cetățenii că sunt pregătite să intervină. Astfel, reprezentanții ISU Argeș și-au prezentat presei modul în care se efectuează transportul unei persoane considerată cu risc. Urmează procedura de preluare a unei victime. Noi încercăm pe cât posibil să nu atingem victima. Încerc să pui centurile la picioare. Oferim niște recomandări și anume să se asigure cu centurile, tocmai în ideea de a nu interacționa.
Încă una mai sus, da? La finalul intervenției, reprezentanții s-au prezentat și procedura de decontaminare. Argeșul s-a aflat săptămâna trecută sub cod roșu la altitudini de peste 1500 de metri, vreme rea. De asemenea, cod portocaliu în zona montană și galben în restul județului, vânt puternic. În zona de munte au fost chiar rafale de 80-100 de km pe oră, pe tot parcursul intervalului anunțat. Din seara zilei de duminică, chiar de peste 130 de km pe oră. Vântul a făcut ravagii în multe zone din Argeș. Cerul a avut înnorări și au fost semnalate precipitații la început mixte. Izolat au fost condiții de ploaie, iar de duminică seara au fost ninsori viscolite și local consistente, diminuând semnificativ vizibilitatea. Cod galben a fost în zona montană, ulterior și în zonele mai joase de relief, unde vântul a avut intensificări cu precădere din a doua parte a nopții de duminică spre luni și pe parcursul zilei de luni, când au fost rafale în general de 55-70 de km pe oră. În Pitești au fost închise parcurile Lunca Argeșului și Ștrand, iar în zona Casa Cărții, un cort aflat pe o terasă a căzut în stația de autobuz. S-a intervenit cu un echipaj cu auto specială ISU pentru a îndepărta pericolul. Inclusiv pe strada Constructorilor, bucăți masive din fațada unui bloc au ajuns în stradă. Vântul puternic a făcut pagube însemnate și la Mioveni. Pompierii au fost solicitați să intervină la Centrul Cultural pentru a degaja elemente de pe acoperiș. Intervenții s-au realizat și pe străzile grădinarilor, Întâi Mai și Ompilat, acolo unde alte acoperișuri au fost afectate. În comuna Dobrești, chiar în fața primăriei, doi brazi au fost puși la pământ. Au căzut pe firele de curent electric, motiv pentru care au intervenit reprezentanții distribuitorului de energie electrică, dar și pompierii. La Curtea de Argeș, pe strada Posada, un echipaj cu auto specială de intervenție a ajutat la degajarea tablei desprinse de pe un acoperiș. Probleme au fost și pe DN7 la Morărești, acolo unde un stâlp de electricitate a căzut pe carosabil. Sensul de mers către Râmnicu Vâlcea a fost îngreunat, iar la fața locului au ajuns polițiștii de la rutieră pentru a asigura fluidizarea traficului. Acțiune de amploare la Câmpul Lung, 50 de polițiști au acționat pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță. Au fost aplicate 24 de sancțiuni în valoare de 10.000 de lei. De polițiști din cadrul Serviciului Investigații Criminale Argeș, Serviciului Rutier, Serviciului Ordine Publică de Investigare a Criminalității Economice, Poliților Municipiului Pitești și Curtea de Argeș, cu sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale și Criminalistic, au acționat în Câmpul Lung pentru creșterea gradului de siguranță, prevenirea și combaterea faptelor contra patrimoniului și contra persoanei, a comerțului ilicit, a faptelor antisociale și a abaterilor la regimul rutier. Acțiunea are drept scop asigurarea unui climat de ordine și liniște publică, precum și prevenirea faptelor de natură penală sau contravențională, identificarea și tragerea la răspundere a celor care, prin conduita lor, încalcă prevederile legii. Au fost aplicate 24 de sancțiuni în valoare de 10.000 de lei. Au fost legitimate 250 de persoane și verificate aproape 140 de autovehicule. 23 de contravenții au fost aplicate ca urmare a încălcării regimului rutier, fiind reținut un permis de conducere și retrase 5 certificate de înmatriculare, susțin polițiștii. Verificări s-au efectuat și în zona sau în incinta sălilor de jocuri de noroc și a localurilor publice din municipiul Câmpul Lung. Acțiunea a avut drept scop asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, descurajarea faptelor de natură penală sau contravențională, precum și identificarea și tragerea la răspundere a celor care, prin conduita lor, încalcă prevederile legale. În cazul Daniel Chițoiu, procurorii au decis să extindă cercetarea pe 17 februarie 2020 pentru o altă infracțiune, favorizarea făptuitorului, după ce, în ianuarie, imediat după deschiderea dosarului, un denunțător a punctat că internarea pe secție de terapie intensivă a politicianului a îngreunat cercetările oamenilor legii și a tergiversat lucrul în dosar. Persoana denunțătoare a dat exemplul lui Șerban Brădișteanu, medic al acelui spital, condamnat pentru că l-a internat pe Adrian Năstase pe secția sa chirurgie cardiovasculară, chiar în ziua în care acesta a fost condamnat prima dată de Înalta Curte de Casație și Justiție. Urmarea denunțului formulat de către o persoană fizică, în condiții în care acest denunț îndeplinea toate condițiile de fond și de formă, s-a dispus extinderea urmării penale in rem cu privire la infracțiunea de favorizare a infractorilor. Pentru lămurirea situației de fapt, vor fi ridicate în scrisul și toate verificările necesare cu privire la faptele denunțate. În raport de
probe ce vor ieși din actele administrate în primă fază. Procurorul de caz va aprecia dacă se impune sau nu audierea personalului medical. Vă reamintim faptul că pe 26 decembrie 2019, fostul ministru al finanțelor a intrat pe contrasens cu mașina în localitatea Zamfirești, pe DN7 și a izbit un alt automobil. Șoferul acestuia, în vârstă de 82 de ani, a murit pe loc, iar soția lui s-a stins la spital. Alte două persoane au fost rănite. Și în imaginele postate pe Facebook se observa cum chițoiul a ieșit pe picioarele sale din mașină și nu părea să fie rănit. Acesta a fost transportat la spitalul Floreasca. Pacientul a ajuns la unitatea de primiri urgențe Pitești cu ambulanță, a fost evaluat de către personalul medical. Ulterior, la solicitarea acestuia, a fost transferat la spitalul de urgență Floreasca. Mai mult decât atât, pe 31 decembrie, atunci când s-a anunțat că va fi externat, Daniel Chițoiu a fost mutat la terapie intensivă. A fost externat abia pe 2 ianuarie 2020. Pe 9 ianuarie 2020, în dosarul penal deschis mai întâi de parchetul de pe lângă judecătoria Pitești, preluat apoi la parchetul de pe lângă tribunalul Argeș, Chițoiu a fost pus oficial sub acuzare pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Un tânăr de 20 de ani a fost găsit mort săptămâna trecută pe o stradă dintr-o localitate de lângă Pitești. Povestea lui a fost pe cât de tragică, pe atât de emoționantă. Trebuia să plece la Iași și înainte s-a dus să-și îmbrățișeze tatăl. La câteva sute de metri de casă a căzut. Tânărul avea 20 de ani și era din localitatea Mozăceni. Era cunoscut cu afecțiuni cardiace și urma să facă la Iași o intervenție pe cord. În 24 februarie trebuia să fie la spital la operație. Și-a vizitat părinții în ferma de la Albota cu două seri înainte. La plecare, câteva sute de metri lângă casă, a căzut ca secerat. Un șofer l-a văzut și a oprit mașina, apoi a sunat autoritățile. Un echipaj medical a ajuns la fața locului, dar tânărul nu mai era în viață. Pacient găsit în stop cardiorespirator, s-au efectuat manevrele de resuscitare cardiorespiratorie cu rezultat negativ. Tânărul era cunoscut cu afecțiuni cardiace, infarctul era principala supoziție în acest caz, verdictul va fi dat doar după necropsie. Un băiat de 16 ani a ajuns la spital intoxicat cu monoxid de carbon, după ce a încercat să stingă un incendiu. Pompierii au intervenit de urgență la casa cuprinsă de flăcări și au reușit să izoleze incendiul. Incendiul a izbucnit la o casă din localitatea Merișan. Potrivit pompierilor, casa era nelocuită, iar focul s-a propagat de la vegetația uscată la acoperișul locuinței, prin intermediul plantelor care au crescut pe zidul acesteia. Un minor în vârstă de 16 ani a fost intoxicat cu monoxid de carbon pentru că a încercat să stingă incendiul până la sosirea echipajelor de pompieri. Băiatul a fost preluat de către echipajul SMURD și a primit îngrijiri medicale la fața locului. Conform reprezentanților ISU, Argeș au ars aproximativ 5 metri de acoperiș și aproximativ 4 metri de vegetație uscată. Incendiu violent a fost și în Drăganu. Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce flăcările au izbucnit într-o livadă, iar apoi flăcările s-au propagat la o anexă gospodărească. Incendiul violent a izbucnit într-o livadă din apropierea unei locuințe, în comuna Drăganu. Ulterior s-a propagat la o anexă gospodărească. Flăcările s-au extins rapid și au distrus anexa construită din lemn pe aproximativ 40 de metri pătrați, elemente de mobilier și mase plastice depozitate în interior. De asemenea, în exteriorul magaziei au ars aproximativ 4 metri cubi de lemn de foc. La locul incendiului au intervenit pompierii cu două autospeciale și un echipaj SMURD. Două persoane au avut nevoie de intervenția echipajului SMURD. Este vorba despre o femeie intoxicată cu monoxid de carbon și un bărbat de 68 de ani, care prezintă arsuri de gradul 1 și 2 la mâna stângă și pe față. Acesta a fost transportat la spital. Potrivit pompierilor, incendiul este posibil să fi fost provocat de jarul sau scânteile purtate de vânt de la un grătar până la materialele combustibile ale anexei. Centrul Piteștiului a intrat în reabilitare. Piața Primăvriei va avea o cu totul altă față, după ce vor fi finalizate lucrările. În zona centrală și-au făcut apariția primii muncitori și ușor, ușor s-au apucat de treabă. Zona centrală a Piteștiului va deveni un mic șantier. Autoritățile vor reface piața primăriei, iar perioada în care vor avea loc lucrările de reabilitare este de aproape 2 ani. Așa că în centrul municipiului, de acum vom găsi utilaje, materiale de construcții și muncitori. Lucrările au demarat, însă atmosfera în piața primăriei este una liniștită. Au fost scoase câteva pavele și au fost delimitate zonele unde se va lucra. Cert este că piața primăriei va arăta impecabil, sau cel puțin așa susține Dili. Rămâne de văzut dacă ceea ce au promis se va și întâmpla, iar rezultatul final va fi pe placul piteștenilor. A venit rândul său. A fost amenajat în 2007 ultima oară. Proiectul trebuie să meargă ca la carte și să arate, cum zicea domnul arhitect Soare, pentru 100 de ani să fie realizat pentru 100 de ani. Și chiar s-au luat măsurile, toate măsurile posibile. Ce ar fi și iluminat cablurile îngropate, utilități publice. Va fi, credem, n-are cum să fie altfel. Am fost în vizită colegii la Oradea,
la Brașov, ne-am inspirat de peste tot, și de afară și de peste tot. Va arăta extraordinar și va fi de multă, de lungă durată. Deși este zonă pietonală, trebuie să-i asigur și zonă, să-l asigur ca și zonă rutieră în caz de nevoie să intre la intervenții. Pe de altă parte, trebuie să asigurăm spațiile verzi și sunt milimetric, pentru că nu luam avizele, chiar mai mari sunt, s-a ținut cont maxim de lucrul acesta, precum și o toaletă publică îngropată cu 8 compartimente. Va fi ultramodernă, merită, Piteștiul merită. Centrul este reprezentativ. Vedeți, sute, mii de oameni în fiecare zi. Și când plouă, sunt băncile pline. Nu o să găsesc în țară undeva un număr mai mare de bănci. Dar când este timpul și le-am pus și televizor aici și sunt și spectacole și meciuri și de toate, strada este full. Deci centrul Piteștiului trebuie să arate impecabil și va arăta. Documentația noului mall din Pitești va fi gata anul acesta, promit autoritățile. De mai bine de 2 ani, unul dintre cei mai mari investitori din Argeș așteaptă să obțină avizele și autorizațiile pentru a demara construcția. De peste 2 ani, Prime Capital a început demersurile pentru investiția uriașă din cartierul Tudor Vladimirescu. 1400 de locuri de muncă, 130 de spații comerciale, zonă de recreere cu cinema modern cu 8 săli, spațiu de joacă pentru copii, spațiu de activități pentru adolescenți, un hipermarket și toți mari retailer prezenți. Așa cum a fost conceput, proiectul permite reabilitarea terenului de pe malul lacului, unde există rămășițele unor hale dezafectate și multe gunoaie. În plus, pentru a asigura accesul în oraș, investitorul va construi pe banii lui circa 10 milioane de euro, o pasarelă auto și pietonală care va fi donată apoi municipalității. Singura cerință a fost concesionarea unei bucăți de teren, unde ar urma să fie piciorul de susținere a pasarelei publice. După obținerea vizelor de mediu, întârziate peste un an de ecologiștii din București, o altă piedică inflamează spațiul public, una de natură birocratică, plecarea arhitectului șef de la Primăria Pitești. Nu putem merge mai departe pentru că nu avem arhitect șef. Sperăm să rezolvăm problema în cât mai scurt timp și mai este o problemă care privește urbanistică pe care o rezolvăm în acest context sau printr-un protocol cu Consiliul Județean, conform legii, cu arhitectul șef de la Consiliul Județean. Vom vedea ce avem de făcut. Dar proiectul merge pe repede înainte, din păcate, după ce au pierdut vreun an și jumătate de procese, de închipuiri și așa mai departe. Păi să-ți vină cu campania electorală și o să vedeți bubuială de promisiuni. O să vedeți ce nu s-a văzut. Dacă când vine un investitor de calibrul acesta, nu prea s-au înghesuit să spună, domne, e bine că a venit un investitor. Noi, oricine vine și dacă construiește, dacă are 3 salariați, trebuie susținut. De acolo să plătesc salarii, să plătesc taxe, să plătesc impozite. Viceprimarul Sorin Apostolicianu a identificat o altă problemă care ar putea întârzia investitorul, prezența unui parc pe locul în care se așează piciorul pasarelei. Soluții sunt însă și pentru acest inconvenient. Orice metru pătrat din spațiu verde care este, căreia îi se dă altă destinație, se poate da doar prin Consiliul Local ca o utilitate publică. Este destul de complicat, mai ales că nu mai avem nici arhitect șef și nu are cine să semneze actul. Eu vă garantez că anul acesta, cu siguranță, toată procedura va fi parcursă. Se va face și concesiunea, licitația pentru concesiune. Încă o dată este un plus pentru oraș din absolut toate punctele de vedere. Și pentru cetățeni că pot trece peste calea ferată și pentru primărie că va primi impozite, vor fi locuri de muncă acolo, iarăși fabrica care o să-și mute sediu în afara orașului, nu o să dea toți oamenii afară să angajeze alții de acolo. Cei de aici vor merge până acolo, deci o să fie o grămadă de locuri de muncă în plus. Este clar un bun și asta iarăși arată că Piteștiul este un, din punct de vedere al economiei, al oamenilor, este o atracție pentru orice investitor din afară. Din păcate, suntem în România și asta ne ocupă cei 3 ani de zile. După 3 ani de tergiversări, cu toate piedicile, documentația pentru noul mall din Tudor Vladimirescu, Argeș Mall, va fi gata anul acesta, promit autoritățile. Va fi un pol social de regenerare urbană de peste 15 hectare, despre care vom mai vorbi. Liderii Partidului Puterii Umaniste Social-Liberal își întăresc structurile în teritoriu și intenționează să atragă cât mai mulți argeșeni în doctrina partidului. Umaniștii își propun să înființeze sedii de partid în toate orașele, pentru că în acest mod oamenii să poată să vină cu propuneri pertinente ce pot fi puse în aplicare pentru un trai mai bun.
Liderii județeni ai PPUSL își fac tot mai mult simțită prezența printre argeșeni. Umaniștii au început deplasările în teritoriu pentru a sta de vorbă cu oamenii și a afla problemele cu care aceștia se confruntă. Ei își desfășoară și campania electorală, dar își întăresc astfel și structurile în teritoriu. Un pas important în acest sens, spun liderii umaniști, este acela de a înființa în toate orașele sedii de partid. În acest context, luni seara, la Costești a fost inaugurat un nou sediu PPUSL. Președintele filialei Costești, Marian Niță, fost consilier local și fost viceprimar, candidează din partea PPUSL la primăria orașului Costești și vine cu o experiență bogată în administrație, iar colegii săi spun că îl vor susține și vor fi alături în această luptă. Dânsul va fi omul potrivit aici la Costești să muncească pentru cetățeni, pentru cetățenii orașului Costești. Cred că este un eveniment deosebit pentru noi, pentru Partidul Puterii Umaniste, social-liberal, ca aici la Costești să avem un sediu, un sediu unde umaniștii își vor desfășura activitatea. În așa fel încât viitorul primar al orașului Costești să vă poată ține la curent cu toate problemele cu care se confruntă. Oricât de capabil ar fi un om, oricât de bun ar fi meseriaș, dacă nu are o echipă în jurul lui, nu poate să facă față. Noi îl știm pe domnul Niță că este un om care se implică, dar trebuie să-l ajutați. Să-i dați o mână de ajutor și preluând de la oameni ceea ce au ca probleme și transmițându-le după aceea un feedback, ce face, ce se încearcă să se facă, de ce nu se face ceea ce nu se poate reuși, dar oamenii trebuie să fie continui informați. Este bine să ținem aproape, să-l sprijinim, nu poate să reușească singur. Este un om deosebit, își dorește foarte mult și sunt sigur că va reuși. Este nevoie de o minune la Costești pentru că sunt oameni minunați. Aveți o istorie nemaipomenită. Aveți și martiri pentru credință, pentru neam, pentru țară. Și e nevoie de un om alături de dumneavoastră, de talia colegului și fratelui nostru umanist, Marian Niță. Pe de altă parte, Marian Niță spune că se va implica pentru a atrage cât mai mulți locuitori ai Costeștiului în partid. Primul pas este că dumnealor au depus deja adeziuni și vin în continuare adeziuni. Încercăm să stabilim lista de consilieri în ordine alfabetică. Iar în altă ordine de idei, și ce este cel mai important, o să dorim să facem o întâlnire cu reprezentanții presei și cu colegii de partid să prezentăm și oferta electorală publică într-o dezbatere pe cele șase sate aparținătoare orașului Costești. Liderii PPUSL au ținut să transmită tuturor argeșenilor care se regăsesc în doctrina partidului să vină și să se alăture echipei pentru a-și prezenta ideile și sunt așteptați la sediul partidului. Cert este că în ultima perioadă tot mai mulți tineri se alătură partidului și faptul că aceștia vin către partid este o surpriză frumoasă. Cel mai proaspăt exemplu este cel al unui tânăr fermier din Costești care s-a înscris de curând în partid. Încercăm și tragem spre mai bine ca oricare român de altfel, ca oricare umanist. Vrem să facem ceva pentru această comunitate și pentru acești oameni. Să ajutăm România, care va fi mâine, să ne implicăm și să fie totul bine. Filiala Argeș este una dintre cele mai puternice din țară, iar umaniștii sunt convinși că formațiunea politică se va consolida și mai mult dacă argeșenii vor veni către partid. Partidul Social Democrat nu și-a desemnat candidatul pentru primăria Pitești, este cel mai așteptat nume, cel care într-o echipă câștigătoare ar aduce PSD Victorin Lanț. Socialdemocrații și-au stabilit candidații într-un sfert din localitățile Argeșului. Până la jumătatea lunii martie, toate numele și listele vor fi completate. PSD a intrat în linie dreaptă cu strategia de campanie electorală. După vizita în toate cele 102 localități argeșene, trandafirii au 34 de candidați stabiliți la această oră și listele pentru consiliile locale. La Schitugoleș și Pitești nu sunt încă desemnați candidații, se așteaptă rezultatul sondajelor. Piteștiul este cel mai fierbinte în mod strategic. Aici sunt mai mulți candidați interni. PSD-ul își dorește o echipă câștigătoare. Chiar Sorin Apostoliceanu, viceprimarul Piteștiului, susține că va candida doar dacă PSD-ul îl va nominaliza pe Cornel Ionică, va candida probabil independent. Eu am spus foarte clar, eu sunt în echipă cu domnul Gentea,
Și dacă domnul Ionică va candida din partea PSD, adică dacă nu obțin sprijinul colegilor mei, voi candida independent. Dacă, într-un fel sau altul, de la București, de la Ploiești, de la Constanța, ni se va impune o anumită candidatură, cu siguranță că voi candida independent. Asta e foarte clar. Și dacă se merge în organizația municipală și organizația municipală hotărăște să meargă domnul Ionică mai departe, nu e nicio problemă, v-am spus. Niciodată Bucureștiul nu a stabilit candidații la locale la organizația de la Argeș. Doi, am spus mai devreme, nu știu cum se numesc ei, dar va fi o echipă care va câștiga alegerile locale la Pitești. PSD speră să nominalizeze candidații și să obțină victorii în 75 de localități argeșene. Până la jumătatea lunii martie vor fi cunoscute toate numele care intră în bătălia pentru locale. Meseria face diferența, vorbim despre o amplă campanie demarată la nivelul județului Argeș în vederea promovării și susținerii școlilor profesionale. Se pare că trăim vremuri în care ducem lipsă acută a forței de muncă, iar educația rămâne cea mai bună soluție de resetare. Meseria este brățare de aur. În tot mai multe domenii, angajatorii se plâng de faptul că nu mai găsesc atât de ușor muncitori calificați. De multe ori, aceștia spun că se văd nevoiți, mai ales în construcții, să apeleze la forță de muncă din afara țării. Inspectoratul Școlar Județean Argeș, prin Cătălina Dumitrașcu, proaspăt instalat în funcția de inspector școlar general adjunct, a inițiat o amplă campanie profesională. Meseria face diferența. Pe site-ul ISJ Argeș am creat special o categorie dedicată acestei campanii, Meseria face diferența. Acolo regăsim calendarul activităților propuse la nivel județean. O să vedeți că sunt numeroase activități, cred că sunt în jur de 72 de activități, inițiate de către liceele tehnologice, în parteneriat cu firmele și cu agenții economici implicați în învățământul profesional și dual, dar și cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională și cu unitățile de învățământ gimnazial. Invitată la matinalul Cafeaua cu Piper, inspectorul școlar general adjunct a ținut să precizeze care sunt avantajele, dar și diferența dintre învățământul profesional și cel profesional dual, implementat din 2016. În învățământul profesional sunt oferite burse de către stat, sunt bani din fondurile publice, o bursă în valoare de 200 de lei, iar învățământul profesional dual oferă și alte oportunități, alte avantaje. Pe de o parte, aceeași sumă din fondurile publice, aceeași sumă de 200 de lei, suma putând fi dublată sau poate chiar o sumă mai consistentă oferită de către operatorul economic, partener al liceului tehnologic. Campania Meseria face diferența își dorește refacerea prejudiciului creat cândva prin desființarea școlilor profesionale, a mai adăugat Cătălina Dumitrașcu. Dragobetele aduce armonie și iubire prin diferite simboluri, unele dintre acestea sunt și mărțișoarele. De ziua Zeului Suprem al Iubirii Românești s-a deschis în centrul Piteștiului Târgul Mărțișorului. Comercianții veniți din toată țara și-au expus produsele cât mai variate și ademenitoare, cu prețuri pentru toate buzunarele. Peste 200 de comercianți sunt așteptați în această perioadă până pe 8 martie să anime piața Vasile Milea din Pitești. Pe mulți dintre aceștia i-am surprins în plin proces de etalare a simbolurilor de primăvară, bijuterii și nu numai, reprezentând simboluri aducătoare de noroc și armonie. Târgul Mărțișorului vine și anul acesta cu o mulțime de produse pentru toate gusturile și pentru toate buzunarele. Până la urmă, gândul bun contează. Tendințele sunt fiecare după plăcerea lui, care îi plac. Unele lucrează manual, sunt fiecare ce preferă. Nu știu ce să vă spun, sunt toate, mie îmi plac toate. Noastră, ce oferiți anul acesta? Păi, de exemplu, pentru fetițe, uite, am păpușelele acestea care sunt superbe. De la ce prețuri pornesc? De exemplu, o broșă, de la ce prețuri? Deci pornesc de la 1 leu până la 10 lei. Toate categoriile de mărtișoare, de la 1 leu până la, mă rog, 5, 6, 10 lei. Avem și mărțișoare lucrate, cercei lucrați, inimioare. Eu mai am și lucruri manuale printre ele pentru că merg la Târgurile Meșteșugărești. Brățări lucrate, botoșei. Cât este un șnur? Un șnur? Da. Păi de la un leu la patru, la un leu acelea mici, un leu jumătate, 2, 3, 4, 5, depinde de mărime. Cel mai scump cât este? 5 lei. 5 lei și da, toată? Acelea. Acelea mari și lungi. În primul rând vine primăvara, da? Începem cu ghiocelul, da? La Leaua. Și am considerat așa fiind și Piteștiul, orașul lalelelor, așa, să,
simbolizează și primăvara. Avem aici, uitați-vă, trei în unu. Așa, ghiocel, buburuză pentru domnișoară, trei foi cu patru foi, să poarte noroc. De la ce prețuri pornesc mărtișoarele dumneavoastră? Păi de ce am așa? De la un leu, care avem așa, elefant, prosperitate, buburuză, deci așa toate sunt pantantipe. Ce anume ați cumpărat? O broșă. Pentru cine? Pentru cineva drag, da. A fost ușor să alegeți? Cam greu, că toate sunt foarte frumoase și cam grea alegerea. Mai mulți studenți ai Universității din Pitești au decis să întâmpine venirea primăverii cu mărțișoare și diferite ornamente realizate din materiale naturale, prelucrate sau reciclate. Inedita expoziție a avut și rolul de a dezvolta în rândul tinerilor abilități în arta aranjamentului floral sau a confecționării obiectelor decorative. Acestea sunt aranjamente realizate de mine, din lut, cum este și această păpușică, toată realizată și modelată din lut, pictată apoi, lăcuită, în care apoi poate fi așezată ca și acestea. Cam fiecare an, în apropierea zilei de 1 martie, Universitatea din Pitești găzduiește o expoziție de mărțișoare artizanale, mărțișoare realizate cu măiestrie de către studenții de la specializarea horticultură. Cu talent, imaginație, dar mai ales implicare, studenții au reușit astfel să confecționeze mărțișoare inedite. Felicitări, decorațiuni florale, semne de carte, podoabe și ornamente festive. Mărțișoarele din expoziție sunt realizate manual din materiale și ornamente reciclabile. Aranjamentele conțin flori naturale, uscate, cât și obiecte care le putem refolosi. Sau chiar din natură, cum sunt mușchii, scoarțele, sfoara de cânepă. Studenții au realizat ornamente din diferite materiale naturale, prelucrate sau reciclate. Este foarte important că au încercat să utilizeze tot ceea ce înseamnă resursă vegetală specifică domeniului horticol, adică ramuri ale arborilor, arbuștilor, pomilor fructiferi, chiar ramuri de viță de vie, diferite fructe și semințe, frunze de diferite mărimi, culori, de asemenea accesorii mici decorative create chiar de către ei, toate îmbinate cu multă imaginație și talent, rezultând ornamente atractive, decorative, unele chiar amuzante. Studenții Universității din Pitești promit să se implice și mai mult anul viitor, pentru ca succesul unei astfel de expoziții să fie și mai mare. Acestea au fost, doamnelor și domnilor, informațiile săptămâna de știri la Antena 3 Pitești. Sunt Cristina Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare cu Postul Central. La revedere!